Fii învingător! Mozart Bet. Moldova-România 0-5, cu un ochi râdem că am reușit o victorie de senzație, dar cu un ochi plângem pentru că frații noștri de peste Prut nu cred că trebuiau chiar așa de rău umiliți. Vorbim în studio cu Bogdan Savin, redactorul șef adjunct de la ProSport. Bogdan, bine ai revenit în această seară. Bine v-am regăsit. 5-0 România, goluri, Moruțan, hai să le și trecem în revistă numele marcatorilor. Moruțan, Drăguș, Cicâldău, Paraschiv din penalti și Adi Rus în minutul 89 a stabilit scorul final, 5-0. Ce mai poate fi de spus? Spuneam înainte, 4 goluri, 5 goluri, hai că nu, uite că până la urmă au spus, ba nu, uite că se poate, într-adevăr. Și goluri foarte frumoase, Moruțan primul gol la echipa națională, chiar mi-au plăcut, a jucat foarte bine. Cicâldău, gol senzațional, lovitură liberă, frumos, ți-am spus că e cel mai valoros jucător român în echipa națională. Nu mai crezut, dar uite că și-a arătat acum valoarea. Ok, e împrumutat în zona arabă, dar... poate reveni la Galata până la urmă. Poate reveni, da, s-a mișcat bine. Uite, Bogdan, avem o surpriză pentru urmăritorii noștri și pentru tine, cred că avem o surpriză. Avem acum în direct pe sora noastră de peste Prut, îmi permis să spun așa, sora noastră de peste Prut, jurnalista postului public de televiziune din Moldova, Olivia Cucoș. Să rămână, Olivia! Uitați-vă ce se petrece în spatele meu, mii de suporteri au venit să susțină echipa preferată atât din România cât și din Republica Moldova. Să știți că aici atmosfera este incendiară. Aveți cei mai tari suporteri, asta pot să vă o garantez. Sper că vă vedeți bine. Te vedem perfect. Oamenii sunt fericiți chiar de a câștigat România, chiar de nu au câștigat ei. Cum a fost atmosfera la această partidă? Am văzut că au fost și torți, au fost fumigene. Da, Bogdan, noi continuăm discuția. Probabil sunt mici probleme pentru că, până la urmă, este o altă țară. Vrei, nu vrei, da, altă țară. Nu cum spune melodia lui Zdob și Zdob, România, București, Chișinău. Da, sunt mici probleme tehnice. Probabil se va reface legătura în curând. Apropo de frăția asta noastră, în tribune s-a auzit, frații mereu vor fi frați. Da. Pe teren a fost exact opusul. Până la urmă trebuia să ne facem datoria. Cei drept, Naționala Moldovei slabă, foarte slabă. Da, da. Dacă tragem o concluzie, o linie, vedem, a fost foarte slabă. Deci cei 4 jucători din campionatul nostru nu au arătat nimic. Așa este. Și poate ne va spune chiar Olivia Cucoș și cum i s-a părut, cum s-au părut cei 4 jucători care joacă în Liga 1 din România și au fost titulari naționali la Moldovei. Deci vorbim acum despre Damașcan, despre Damașcan în primul rând joacă la voluntari. Sincer, s-a da. Văzut în teren, nu o dată, puteți să repetați? Da, da, ziceam Damașcan, Armaș, Rață și Postolachi. Da. Băieții au fost buni, au jucat tot în teren, de fapt, în această seară, însă ceva nu le-a ajuns. Se vede în teren că nu le ajunge Nicolăiescu, deci asta este evident. Au jucători, pentru că ei în tandem jucau extrem de bine. Astăzi, din păcate, însă nu au arătat cu fotbal de calitate, cum am fi așteptat noi. Naționala României s-a demonstrat a fi mult mai puternică decât reprezentativa Republicii Moldova. Din punct de vedere tactic, mai avem de lucrat, dar sigur încă mult, dar să reușim să avansăm și noi la un nivel internațional. Ție personal ți-a plăcut un jucător anume din Naționala României? Ok, cei care îmi plac mie n-au jucat astăzi. Care sunt aia? Ok, mie îmi place de Comand, deci efectiv îl ador, deși cred și în capacitățile lui Alex Albu, da, pare vise de la Rapid. Da. El joacă la Națională, la fel nu a fost astăzi, însă cred în capacitățile lui. Mi-au mai plăcut băieți în teren, mi-au părut mult mai puternici decât ai noștri, pentru că cumva se simte faptul că joacă pe la CFR Cluj, chiar și în campionatul României, joacă la un nivel foarte înalt. Dar și este adevărat, locul vostru costă 58 de milioane, al nostru 13. Deci diferența e clară.
Nu ți se pare totuși că a fost un rezultat cam dur, 5-0? Adică s-a vorbit despre un meci al prieteniei și totuși nu a fost chiar un meci al prieteniei. Pot să vă spun cu siguranță că nu a fost un meci al prieteniei, chiar antrenorul când a venit a spus din start că noi nu suntem gata să fim prieteni cu voi, noi suntem gata să câștigăm. Și asta și-a fost. Adică nu a fost un meci deloc chiar al prieteniei, aș spune, toată lumea aștepta o egalitate, cumva aștepta poate să lasă românii și va fi o egalitate, însă n-a fost, n-a câștigat prietenia, se pare că. Uite, vreau să te întreb pentru că știu că tu ai realizat un interviu cu Vadim Rață imediat după ce ai ajuns la FCSB. Cum s-a văzut din Moldova situația lui Vadim Rață, un jucător important pentru Naționala Republicii Moldova, care a ajuns la FCSB, iar după două săptămâni a fost trimis la fosta echipă FC Voluntari? Ok, eu fiind tenistă de mică, pentru mine a fost chiar o fericire Vadim să ajungă la FCSB. Deci, efectiv, era atât de iubit de oameni, Vadim. Pentru că Vadim este un jucător super cum se cade, super ok pentru noi, pentru că nu avem atât de mulți jucători buni. A fost o fericire până la cer când el a ajuns la Steaua și o dezamăgire, de fapt, nu în Vadim a fost dezamăgirea. Dezamăgirea a fost în Steaua, n-a fost în Vadim, pentru că Vadim s-a comportat foarte corect și foarte frumos. Cei de la Steaua, din păcate, au avut o atitudine tare proastă față de Vadim, nu vreau să o comentez, însă mie îmi pare personal incorrectă. Da. Moldova, ce așteptări are de la campania de calificare la campionatul european? Sunteți în grupă cu Polonia, Cehia, Albania și Insulele Feroe. Noi doi sperăm să ne calificăm, să fim buni, însă suntem realiști totuși. Avem un lot destul de bun. Vor fi încadrați jurnaliști. Deci vor fi încadrați acolo fotbalistii din Under 21, care sunt foarte buni. Și avem șansa să îi câștigăm dacă vom încadra rezervele în lotul actual. Va veni și Lewandowski la Chișinău. Probabil atunci va fi și mai mare emulația cu Polonia. Da, va fi fierbinte aici. Promit să vă dau detalii. Uite, mai am o întrebare pentru tine. Presa din România te-a poreclit Dileta de Moldova. Ce părere ai despre treaba asta? Te-a deranjat în vreun fel că ai fost comparată cu celebra jurnalistă din Italia? Pentru mine a fost o onoare să fiu comparată. Înseamnă că am ce demonstra, înseamnă că am și eu ce arăta. Fiind o jurnalistă singură din o țară mică, sunt o fată singură de la țară care am reușit să fiu comparată cu Dileta Reota, deci am cu ce mă mândri, știi? Și le mulțumesc chiar fraților de peste Prut că au decis să mă poreclească așa. Sper să ajung și cu Dileta Reota. Salutare, băieți! Și cu Dileta Reota să fac cunoștință personală. Oamenii mă cunosc aici. Pe cine ai salutat? Pe cine ai salutat? Olivia, pe cine ai salutat acolo? Aici sunt copiii de obicei care trec deja pe lângă tribune și eu mereu mă salut cu ei. Ador, deci, vibe-ul pe care îl are fiecare copil, fiecare suporter, eu pot să fac fotografii cu oricine, nu mă rușinez, nu mă sfiez. Eu cred că oamenii au nevoie ca oamenii să fie simpli cu ei, jurnaliștii în special și oamenii publici în special. Pentru că dacă o să-i dai omului și o să fii vedetă cu pințe, asta nu prinde la public deloc. De aia și fotbaliștilor le recomand să fie cu picioarele pe pământ și să țină mâna pe puls acolo, că suntem toți oameni până la urmă. Uite, apropo de fotbaliști, încă o întrebare, că mi-a venit acum în cap pe moment, ca să zic așa. În România este o modă, să spun așa, ca fotbaliștii să le dea mesaje în privat jurnalistelor. La voi acolo cum este? Ai fost, să zic așa, nu știu, abordată? Okay, dar dacă te... Vreau să te intrig cu ceva, dragule, să știi că chiar am fost avansată și de fotbaliști în România, așa că să nu te lași numai la fotbaliștii noștri. Am înțeles, ce treabă bună acolo. Asta e, mă rog, fetele frumoase mereu au avansuri de la fotbaliști și nu doar, însă trebuie să știi să gestionezi. Eu am spus una, că dacă aș avea un iubit din fotbal, aș pleca din fotbal. Asta e până la urmă și... nu știu, nu mă uit la fotbaliști ca la viitor toți sau etc. Bună seara. Cam asta e, nu știu. Bună seara, Olivia. Bogdan Savin sunt. Vreau să te întreb și eu. Vreau să te întreb un lucru. La finalul meciului a fost un mic incident, ceva pe gazon?
A intrat un suporter sau ceva? Ce s-a întâmplat exact acolo? S-a întrerupt în momentul ăla, a intrat un intrus și a vrut, nu știu, să lovească ceva de genul pe unul din jucătorii noștri. Asta a fost ideea, dar băieții din bază repede au reacționat. Dar nu este foarte multă poliție în aceste momente pe stadion, pentru că sunt foarte mulți suporteri, atât din România, Ultra, așa pare mi se numesc, că i-am văzut ce aseară în pub, deci să vă arăt ce era aseară în puburile din Chișinău, deci nebunie totală. Am văzut bunire pe Instagram la tine, să știi, Olivia, am văzut pe Instagram la tine. Da, 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 striga unire, eu eram, cu ei eram, eu tot striga unire cu ei. Bun, și încă o întrebare, cum se vede războiul dintre Rusia și Ucraina de la voi din Chișinău, practic, de foarte, foarte aproape? Doamne, e o temă care pe mine mă doare, având origini și rude și în Rusia și în Ucraina. Sinceră să fiu, este o situație dramatică care pe mine personal mă depășește să o comentez, că o să-mi iasă lacrimi, efectiv. Suntem aproape de oamenii din Ucraina, îi ajutăm cum putem, ei sunt solidari cu noi, suntem super ok aici și sperăm ca războiul cât mai repede să se termine. Pentru că, sincer, mă tem să mă trezesc vreodată dimineața și să știu că în țara mea nu mai este liniște și că nu o să pot crește și trăi într-o țară civilizată, cu valori și cu niște idei normale ca într-un stat civilizat. Că noi nu avem nevoie de înfrățirea cu rușii, noi nu avem nevoie de chestiile astea. Noi avem nevoie să ne dezvoltăm ca stat independent, normal. Noi nu avem nevoie de așa chestii. Și da, m-ați emoționat, băieți, să știți că acum știu să-mi iasă lacrimile dacă vorbesc pe tema asta, că am făcut și jurnalism social și am prins povești ale ucrainenilor. Nu ne dorim să te vedem plângând de data aceasta, chiar nu ne dorim acest lucru. În încheiere, ce să zic, vă mulțumim foarte mult și Basarabia este România. Da, e adevărat și forță! Vin la voi în București și bem o cafea neapărat. Te așteptăm în România. Mulțumim frumos! Seara bună! Olivia Cucoș, jurnalistă de la Postul Public de Televiziune Moldova 1, de peste Prut, de la frații noștri, în continuare vom repeta asta, pentru că Moldova este țara noastră. Așa zic. Acum, dacă sunt condamnat, să fiu condamnat, da, lucruri interesante spuse de Olivia. Direct de la fața locului. Printre altele are rude și în Ucraina și în Rusia, ce este, cred că e mult mai dureros pentru ea decât pentru oricine. Nu ai cum să trăiești asta. A și spus că o emoționează foarte mult subiectul ăsta. Nu vrea să vorbească foarte mult pe marginea lui. Nu ar vrea să fie văzută plângând în live. Da, mă rog, e un subiect delicat. Revenind un pic la meci, mi-a plăcut ce a spus. Suporterii s-au înfrățit aseară în puburi, dacă ai fost atent. A spus că în Chișinău puburile erau pline și chiar se cânta și chiar au fost frați, dar știi cum a spus, frați în pub, frați în tribună, pe teren, fiecare își face treaba. Da, Moldova, am întrebat-o ce așteptări are de la grupa pentru calificare la Euro. Nu cred că sunt mare așteptări, sincer, este în grupă cu Polonia, cum a spus Polonia lui Lewandowski, Cehia, o echipă foarte bună, Albania și Insulele Feroe. Albania chiar și aia este o echipă redutabilă în grupa asta. Insulele Feroe ca Insulele Feroe, deci nu cred, nu? Că sunt da, așa, șanse. Da, au șanse destul de mici, așa spune și eu. Adică acolo clar ar pleca Polonia cu Cehia, se bat pentru fruntea grupei. De când noi suntem în grupă cu deci Elveția, Israel, Kosovo, Belarus, Andorra. Ce șanse avem, Bogdan? Deci Elveția ar fi favorită certă, așa da? Spun toți. Da, așa am auzit varianta asta și aș zice că avem ceva șanse să luptăm pentru locul 2. Sincer. Adică ne-am luptat cu cine? Cu Israel și cu Kosovo. Ce mai avem? Da. Cumva și acolo a ieșit, apropo, ceva discuții. Putem juca cu ei, nu putem juca, recunoaștem statul respectiv, Bogdan, nu? L-avem prin telefon pe domnul Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Bună seara, domnul Dragomir! Bună seara, domnilor! Bună seara! Domnul Dragomir, 5-0 sec cu frații noștri de peste Prut. Rezultat prea dur? Domnilor, trebuia să ne bucurăm dacă jucam cu Franța, Anglia, Spania,
Italia, dădeam 5-0, era bine. Dar cu Republica Moldova, care o participă din România, e ca și cum ar fi jucat cu, eu știu, Oltenia. Este Postolachi o pierdere pentru România? Pentru că știți că a fost discuția aceea. Nu e nicio. E un băiat serios, dar nu e nicio pierdere, vedeți. Pentru... Nu e nicio pierdere. Câștig la echipa națională. Acum sunt portarii, acest Băluță, Drăguș, mijlocașii de bandă și amândoi, și Drăguș și celălalt Morusan. Deci ăștia sunt jucătorii pe care îi puteți evidenția după această dublă, Slovenia și România și Moldova. Da, să știți că și Manea poate să joace, plus funda și centrale aceștia, rus și cu celălalt de la plus. Ar putea să facă o echipă bunicică, cu Stanciu, să vină alvăr de atac. E accidentat acum, să vină la echipă. Pentru că vorbim despre portar, credeți că Horațiu Moldovan avea ce să facă la cele două goluri cu Slovenia? Pentru că au existat voci care au spus că putea să le pareze golurile. La primul am greșit. N-am împins în picioare ca lumea și nici forță în mâini n-a avut. Aia e greșeală, dar n-a apărat rău. La meciurile viitoare, cu cine ar trebui să înceapă, Edi? Cu Târnovanu, Moldovan sau Ionuț Radu, care între timp... Cu Popa. Cu Popa? Da, da. Ca unul dintre cei mai tari portari din această țară. Popa de la Voluntari, vă referiți? Da, da. Da, super talent. Interesant ce... Da. La finalul... Dar să știi că cel mai mare câștig, convingerea mea, de 2 ani de zile caută un mijlocaș în fața fundașilor centrali. Da, da, da. Și l-au găsit, l-au, eu spun că Văluță este destul de copt acum, poate să facă carieră fotbalistică. Adică acum ar putea juca în străinătate, nu ca atunci când a plecat în Anglia și mai departe a fost transferat la Dinamo Kiev. Era necopt atunci și nu avea nicio educație fotbalistică pusă la punct. Acum e aproape 70% bine pus la punct. Domnul Dragomir, dar ce părere aveți despre faptul că Naționala Moldovei au fost 4 titulari care joacă în Liga 1 din România? Este Superliga mai slabă la ora asta de orice jucător din Republica Moldova poate juca? Sau au ei o valoare atât de mare încât pot juca fără nicio problemă la noi? Domnule, Liga 1 are valoare echipei Tatarului, a Moldovei. Asta este. Nu știu dacă neapărat a Moldovei, pentru că... Ascultați-mă ce eu, Liga 1 este foarte jos. Foarte, foarte jos. Dumneavoastră, gândiți-vă așa, la echipa națională, că cel mai bun jucător al nostru, cel mai asta, joacă totuși în China. Iar restul sunt rezerve sau joacă în divizia B prin străinătate. Da, asta așa e trebuie să puneți problema. Asta trebuie să puneți problema. Da, Bogdan Savin, redactorul șef adjunct de la ProSport, vrea să vă întrebe ceva. Bună seara, domnul Dragomir. Voiam să vă întreb cât de mult vă deranjează pe dumneavoastră faptul că azi a început campionatul mondial, iar România joacă un amical la Chișinău. Cât de mult vă deranjează faptul că nu ne-am mai calificat la un turneu final de atâția ani de zile? Nu știu dacă mă deranjează ce câștig. Așa că nu mă deranjează. Ce fotbalul? Păi, eu nu mai sunt în poate făceați dumneavoastră o deplasare prin Qatar, domnul Dragomir. O lună vă plimbați acolo. Dragul meu, dacă îl lăsa pe Mircea Sandu și pe Mitică Dragomir, singure eram calificate acum la... în Qatar. Păi, domnul Dragomir, acum nici dumneavoastră nu puteți garanta asta. Vorbesc la telefon. Da, nici dumneavoastră nu puteți garanta că ne calificați, că
Ba da, eu garantam. Ce făceați dumneavoastră mai mult decât Burleanu și Gino Iorgulescu? Făceam mult mai multe iubituri. Așa cum am și făcut. Da. Ce favorit aveți la Mondial, apropo? Cum? La Mondialul ăsta din Qatar, ce favorit aveți? Pe cine vedeți câștigătoare sau prin finală? Argentina, Germania. Da. La în preliminariile pentru Euro 2024, România are vreo șansă? Dacă nu e o păcăleală meciul din seara asta, Edi Iordănescu ar putea să facă o echipă bunicică, nu bună, bunicică. Bunicică pentru locul 2, că cu Elveția probabil e mai greu, nu? Nu. Ce, Elveția e echipă de speriat. Altă dată ne distram cu ei. Da, altă dată. Dar știți cum este, că altă dată ne distram și cu alte naționale mai puternice și existau și niște jucători. Acum mai vedeți în naționala asta, sau cel puțin, chiar dacă nu au fost în această seară prezenți, mai vedeți vreun jucător român care să fie un lider adevărat? Adică cum era Hagi, cum era Chivu, cum era Mutu? Nu mai avem asemenea fotbalist. Vedeți? Asta e o problemă. Poate Drăguț să aerobă, sau eu știu, poate ar putea să vină din tinerii aceștia. Sunt 2-3 bunicei. Mai e și Hagi, trebuie să vină și Hagi. S-ar putea face o echipă bunicică, să știți. Dacă, încă o dată, dacă nu e o păcăleală, meci din seara asta. Deci Drăguș este remarcatul dumneavoastră, este clar că l-ați repetat. O să-i creșteți iarăși și valoarea și Drăguș. Nu, dar joacă într-un campionat puternic și joacă. Nu e numai rezervă. Așa că... Domnul Dragomir, nu știu dacă ați văzut, dar Naționala Germaniei în Qatar stă la un hotel unde o cameră costă 20.000 de euro pe noapte. Dumneavoastră, aveți dumneavoastră câțiva zeci de ani în spate prin fotbal românesc. Vă aduceți aminte de care a fost cel mai mare tarif al unei echipe undeva la un hotel unde a stat din România? Păi noi stăteam la cele mai grozave hoteluri pe unde ne duceam din lume. Mircea Sandu lua numai hotelul de 5 stele plus. Da, totuși 20.000 de euro pe noapte, domnul Dragomir. Dragomir, să știi de la mine că este o țară bogată, Germania. Nu pentru ei ce. Iar prețurile în Qatar sunt destul de mari, să știți, în Qatar, în Abu Dhabi, în zona acolo, în zona sunt hoteluri scumpe, să știți. Da. În Dubai sunt hoteluri scumpe. Nu e o echipă care se respectă, așa trebuie să fie. Că ei nu plătesc neapărat de la statul german. Ei plătesc din ce câștigă și câștigă foarte mult, mai ales dacă joacă o semifinală. Și au atâția bani încât n-au cum să îi cheltuiască pe cazare. Păi înseamnă că dacă ei joacă din ce câștigă, noi înseamnă că suntem pe minus la federație cu banii. Că n-am mai câștigat ceva. Păi noi ce jucăm, măi, fratele, măi? Noi nici de la 3 stele nu merităm să stăm cum jucăm. Da. Dar acum. Dar să știi de la mine că o echipă națională trebuie respectată și jucătorii trebuie să respectați și dus în hotelul de mare lux și de lux. Trebuie asigurate condiții foarte bune. Părerea mea este că federația a creat condiții echipelor naționale, inclusiv la juniori, știți, condiții bune și hoteluri bune. Din punctul ăsta de vedere, nu, pentru că și ei stau acolo și își dau cilința să stea în hoteluri bune. Alta e buba, nu e alta. Aia e că trebuie să găsim buba, dar nu prea se găsește. Buba e proasta organizare, atât al guvernului cât și a federației aici în țară. V-am mai spus, până nu ia cineva problema sau o rezolve cu niște centre de copii și ingineri bazate pe antrenamente puternice, cu antrenorii care se pricep, cu medicamentație benefică, cu hrană extraordinar de bună și cu terenuri formidabile, nu putem să creștem, pentru că au dispărut maidanele și
cu o oră de antrenament, două pe zi, nu poți să scoți fotbaliști de mare valoare. Păi n-a încercat Federația, domnul Dragomir, cu centrele acelea de excelență la care n-au primit CIS? Vreau să știți că Pușcaș, când era secretar general, propunerea asta a fost a lui Pușcaș. Era o propunere foarte bună, numai că s-a început prost și s-a terminat și mai prost. Da. Bun, mulțumim frumos, domnul Dragomir, sănătate, seară bună! Sănătate. Bună seara! Da, Bogdan, care este problema până la urmă? Ok, înțelegem că sunt centrele astea, dar ele au existat la un moment dat, au existat centrele acestea de excelență. S-a încercat ceva acolo, cred că după nici măcar un an s-a pus lacătul pe ele, s-a ales praful de ele pe acolo. Unele înțeleg că chiar s-a ales praful, altele continuă, dar sunt ceva cluburi școlare, cluburi sportive, o chestie de genul ăsta pe acolo, da, și nu mai au legătură directă cu federația. Dar până la centrele respective, că nu de acolo, până la urmă, exact cum a spus domnul Dragomir, a dispărut Maidanul, mari fotbaliști acolo au învățat să joace, oriunde în lumea asta, da? Și Neymar a învățat în favele, nu a învățat într-un centru de excelență cu gazon, da, cu tuns cam nivel de masă de biliard și cu vestiare nu știu cum. Cu o minge au jucat oriunde, în orice fel de condiții. Și tu ai jucat la fel și am jucat la fel, tot în fața blocului, tot pe pământ, nu... ne-au trebuit vreodată cine știe ce condiții de joc. Iar în momentul de față, dacă vrei să faci sport într-un mediu organizat, indiferent că vorbim despre handbal, volei, basket, fotbal, ce vrei tu, trebuie tu, ca părinte, să investești. Tu trebuie să cumperi echipament, tu trebuie să plătești ședințe de antrenament, tu trebuie să plătești deplasările și așa mai departe. Poate mulți nu își permit. Poate copilul e talentat. Asta da? În primul rând și în al doilea rând... Eu urmăresc, am prost obicei să urmăresc și fotbalul foarte mic din ligile inferioare, de corect, pe la țară, chiar și din București. Și observ, deci observ aproape la fiecare meci la care mă duc de copii sau de seniori, dar la ligile inferioare, Liga 4, Liga 5, observ cum antrenorii nu că nu se dăruiesc deloc la meci. Nu interesează, e scorul 7-1 pentru adversar, râd pe bancă, te gândești la un copil să râdă că nu are foarte multă minte, dar la un antrenor care teoretic trebuie să aibă un carnet de antrenor. La 7-1 să râzi pe bancă, la 7-1 să trimiți un copil în teren, să-i spui hai mă, intră în teren și să strigi de pe bancă cine vrea să iasă din teren, să-l băgăm și pe băiatul ăsta, mi se pare că, și nu este un singur caz, asta spun, sunt N antrenori dintre aceștia. Cred că federația sau cineva care se ocupă cu fotbalul ăsta românesc ar trebui să-și trimită 2, 3, 10 oameni prin țară pe la meciurile astea, să-i trimită pur și simplu să stea în umbră, să vadă, băi, ce face antrenorul X? Ia, ce licență are? Licența Z. Păi, cum a luat ăsta licența Z dacă el nu-și trimite jucătorul la încălzire? Cum a luat licența Z dacă el stă și râde pe bancă când este echipa lui condusă cu 7-1? Ok, nu contează că ești la un nivel foarte mic acolo. Dar de acolo pleacă mari fotbaliști. Cum ai spus tu, Neymar a plecat din favelă. Așa și copiii ăștia ajung la 15 ani, 16 ani, 18 ani, ajung pe la FCSB, pe la Viitorul, pe la Farul și ne întrebăm, bă, uite, băiatul ăsta știe cu varza, cum se spune în termeni fotbalistici, dar de ce nu are ABC-ul fotbalului? De ce nu gândește mai bine? Păi nu gândește mai bine pentru că sunt antrenori pe care nu interesează acești copii. Îi interesează doar să vină la o distracție și atât. Dar eu cred că din fiecare echipă de la țară, sau din oraș, sau de oriunde, poți scoate măcar unul să răzbată, să iasă fotbalist, dacă te și ocupi de el. Corect, dacă te și ocupi și în cazul ăsta ar trebui atunci o selecție și la nivel de antrenori. Dar eu zic că ar trebui exact categoric. Ceea ce ai povestit tu este... Îți dau exemplu că am vorbit cu cineva și spunea că antrenorul din comuna lui a fost muncitor la nu știu ce fabrică. Bă, n-am nimic cu oamenii care au fost muncitori la fabrică și le place fotbalul. E normal, și mie îmi place fotbalul. Dar dacă n-am un background cât de mic, că am jucat la Liga 4, că am jucat la Liga 3, că fac cursurile de antrenori, iau licență după licență și cumva îmi arăt asta și pe bancă, ok, dar când tu vii și îl trimiți pe la vremea să joci, hai, intră în teren. Nu este ok, nu se leagă ceva. Da, un antrenor la nivelul ăsta, la copii și juniori, trebuie să fie și un bun pedagog până la urmă. Adică ce spui tu cu hai mă, intră și joacă, nu poți să faci așa. Trebuie să le dai încredere. A greșit, îi arăți, îi explici unde a greșit, îl pui să se antreneze, să remedieze problema respectivă, vezi cum se comportă la următorul meci, la al doilea, la al treilea. Nu îl treci pe bancă, îl ții acolo definitiv. Da, oamenii susțin în comentarii, pentru că eu am dezbătut un pic subiectul ăsta, susțin în comentarii că ce pretenții să avem de la ei. Tocmai acolo trebuie, de acolo încep pretențiile.
de la copii, de la Liga 5, Liga 4, de acolo încep pretențiile. Pentru că dacă tu ești mega amator și nu te interesează și râzi și îți bagi joc de fotbal, n-ai cum să crești. Și dacă tu nu crești, nici România nu are fotbaliști de unde să-și tragă seva. Dar să știi, Alin, că înainte se practica o chestie în școli, în școlile generale. Efectiv, veneau fel de fel de antrenori. Atletism, basket. Făceau o selecție la nivel de școală. Sau. Puneau un anunț. Copii, mâine la ora de sport, vine un domn, fost basketbalist, cine vrea să vină? Ridicau mâna 10. Din 10... alegea unul și tot așa, adică se făceau și chestiile astea. Eu acum n-am mai văzut cineva să vină către școală. Nu, mă duc, mă apropii către o școală și văd mare pe gard. Școala X face selecție, nu știu ce, așa, așa, 300 de lei pe lună, 250 de lei pe lună. Asta îți spun. Da. Adică cumva ar trebui ajutați, uite, mai ales ce spui tu, mediul rural. Poate e super talentat, dacă trebuie să ia autobuzul până la nu știu ce teren, nu are mașină, nu are, nu poate duce cineva, e miditel, are 8 ani, 9 ani. Adică până la centre de excelență ar trebui rezolvată problema asta pe care ai spus-o tu, în primul rând, și după aia crescând. Și până atunci, hai să citești o declarație a lui Muruțan, să încheiem frumos. Sunt foarte fericit și foarte mândru pentru acest gol. Am făcut un meci foarte bun, am pus toate lucrurile la punct și sper să începem cu dreptul preliminariile pentru Euro. Și cu Slovenia am arătat bine, dar a doua repriză. Ne dorim să fim cât mai motivați, iar din martie să nu mai avem nicio scuză, a spus Muruțan la Pro Arena. Bun, cam atât. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară. Și mulțumesc. Da, Moldova-România, 0-5, un rezultat foarte bun pentru noi. Sper să avem rezultate de astea în favoarea noastră și în preliminariile pentru Euro. Cam atât pentru această seară. Intrați pe www.prosport.ro pentru absolut toate declarațiile de după această partidă. Seară bună! Seară bună! Urmărește zilnic cele mai mari cote din lume. Ia o decizie, Mozart Bet.